De 12 ani, copiii comunei Bogenei Noi din raionul Ungheni se încălzesc cu paie. Asta pentru că, în anul 2008, Uniunea Europeană le-a făcut cadou o centrală care funcționează pe biocombustibil. Printr-un proiect am reconstruit că aici a fost tot un centru, o clădire, să zicem așa, vechea. Și am făcut școala, adică a fost, și aici și de clădire am încă destramată tot. Și tot prin cu ajutorul banilor europeni, să zicem așa, cu FISM 2, am făcut, adică s-a făcut, s-a construit și s-a reconstruit și grădinița ea. Și atunci am, ca un cadou am primit cazanul, pentru că grădinița nu are altă încălzire. Am unit-o și școala și grădinița la cazanul dat și de atunci facem focul. Anual se cheltuie în medie câte 110 tone de paie. Odată la 5-6 ore, fochistul încarcă centrala cu 18-20 de baloturi de paie, fiecare având în medie 20 de kilograme. Și nu-i rămâne decât să urmărească panoul de comandă pentru a interveni în caz de necesitate. Noi plătim 55 de mii de lei și primărie 55 de mii de lei și nouă ne ajunge. Anul trecut a fost cam blândă iarna și ne-a mai rămas un pic în rezervă, dar cred că așa a vrut Domnul să fie, pentru că anul ăsta, dacă a fost o sește, a fost paie un pic mai puțin, dar avem rezervă de anul trecut și așa că Dumnezeu ține cu copilașii noștri. Cei circa 150 de copii ai comunei se simt bine și în școală și în grădiniță. Totodată, beneficiază de căldură și biblioteca publică a comunei, care își are sediul în același edificiu. Tot aici, în sala de festivități, se adună la evenimente culturale, la adunări generale, tot satul, căci altă sală mai potrivită și mai mare nu există în localitate. Există și o intrare separată, atât la bibliotecă, cât și în sala de festivități. Fost în 2013, am venit aici, a fost o anexă, și anexa asta o reparat-o și am venit aici. Dar sunt bucuros tare mult frică mai tare. Ne bucurăm că școala ne oferă toate posibilitățile și căldură și asta. Doar noi ce se cere, doar să învățăm și să progresăm în continuare. Acum 12 ani, valoarea centralei termice instalate la Bogenii Noi, odată cu finalizarea lucrărilor la edificiul pentru școală și grădiniță, a costat 700.000 de lei, bani europeni. Centrala a funcționat în permanență, biocombustibilul utilizat fiind cel mai ieftin. În acest an a costat 97 de bani kilogramul. Este important și impactul asupra mediului. Cenușa produsă este utilizată ca îngrășământ. Părinții sunt foarte mulțumiți. Clasa 4, 10 ani, Mărușan Nichita, care se află în gimnaziu, iar unul este în grădința Dumitrița. Și dacă e să vorbim despre oportunitatea pe care ne-a oferit-o școala de a avea un cazan cu biomasă, atunci vreau să spun că este foarte benefică, deoarece m-am gândit niciodată că, uite, din natura îți poate oferi așa o șansă din paie, biomasă, să te poți încălzi și ne bucurăm foarte mult că am avut această șansă și Uniunea Europeană ne-a făcut așa un cadou. Cadou, da, cadou.